Așadar, autorul își construiește universul. Stomacul meu face zgomot, am nevoie de o gustare. Ce e zgomotul ăla? De ce nu iei ceva de mâncare? Mulțumesc, profa, abia aștept să gust. Să continuăm. Scuze că te întrerup. Stai, simți și tu mirosul? Stai acolo. Nu, nu faci asta. Alimentele sunt interzise, știi regulile? Voi lua eu ăsta. Și o să mă bucur de el. Delicios. A fost grozav. Pe curând. Tot ce am eu, o bucată de salată. E mai bine decât nimic. Hei, vino aici sus. Da? Ce este? Am ceva pentru tine. E ceea ce cred eu că e? Toate gustările confiscate. Cred că o să-ți placă asta. Wow, lasă-mă să văd asta. Mulțumesc. Arată delicios. Oh, wow, e mai bun decât credeam. Aud cum ronțăie cineva. E doar un calculator, matematica e dificilă. Presupun că am greșit, e ziua de examen. Stați pe loc! Dă-mi aici! Despre ce vorbești? Deschide gura! Ah, bine! Exact cum credeam. Voi lua eu asta, fără copiat. Nu știu cum a ajuns acolo. Du-te în clasă! Tu urmezi? Nu am nimic! Ce-ai în spatele urechii? Cum ai văzut asta? Bine, ia-o! Nu mă poți păcăli! Îmi fac prea bine treaba! Urăsc trișatul! Bine, clasă! Ce se întâmplă? Nu mai vorbiți! Voi ieșiți afară! Repede, fugi! Hai, hai, hai! Și tu! Oh, nu! E timpul pentru test! Hai să mergem! Sună bine! Băieți, unde mergeți? Ce ciudat! Mai bine verific! E totul în regulă? Am făcut asta extra dificil! Mult noroc! O să pic! Nu și dacă pot să te ajut eu! Bună! Nu mi-acorda atenție! Am nevoie de ajutorul tău! Am prea aproape! Ce face? Poți să te miști? Stai puțin! Sunt răspunsurile! E uimitor! Voi lua un 10! Mulțumesc pentru sfat! Mai bine plec! Ok, timpul a expirat! Am terminat! Ești gata pentru nota 4? Stai! Cum ai făcut asta? Sunt surprinsă! Ăsta e un lucru bun? 10 plus? Ai avut noroc! Ah, iubesc arta! Pot fi creativ! Să mă gândesc! Merge bine! Vă urmăresc! Am terminat! Și eu! Ce părere ai? Privește aici! Sunt destul de bune! Știu ce am de făcut! Am făcut o treabă excelentă! Am muncit din greu la asta! Asta e șansa mea! Voi îmbunătăți acest desen! Mult mai bine! Ai auzit ceva? Nu e nimic! Va fi distractiv! E o capodoperă! Munca mea e terminată! A fost plăcut! Predați lucrările! Oh, nicio problemă! Poftim! Ar trebui să fie într-o galerie! Serios? Uitați-vă la astea! Numiți asta artă? Sunt o rușine! Există o singură soluție! Nota 4! A fost plăcut! Ce urmează? Ah, știu! Pare corect așa! Am terminat de dat note! Luați-le înapoi! Așteaptă! Ce? Ce s-a întâmplat? Ce? Ora s-a încheiat! Nu pot să cred! Ar trebui să plecăm! Nu înțeleg! Cum s-a întâmplat asta? Să începem! De ce aveți fețe triste? E un dezastru artistic! Spuneți-mi ce s-a întâmplat! Uită-te la astea! Am eșuat! Rezolv eu asta! Aveți încredere în mine! Știu ce să fac! Am nevoie de guma mea! Priviți asta! O voi pune pe notă!
Apoi o voi desprinde. E ca o magie. Nu avem nevoie de asta. Voi pune din nou nota. E minunat! Merită nota 10+. Foarte bine! Voi transforma ăsta într-un 8. Așa mai merge! Ați făcut o treabă excelentă! Sunt mândră de voi! Meritați! Wow, mulțumesc! Ești cea mai tare! Cred că sunt! Să începem lecția! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Ha? Deja e dimineață? Am dormit buștean! O să întârzi! Pentru a-l afla pe X... Salutare! Ora a început acum 20 de minute! Ai întârziat mult! E inacceptabil! Gata cu scuzele! Nu e nevoie să mă scuipați! Nu se poate! Nu voi permite să se întâmple asta! Trebuie să devin invizibilă! Urați-mi noroc! Nu mă băgați în seamă, trec și eu pe aici! Nu se poate! Aia-i Molly! Ce face? Șt, liniște! Trebuie să ajung la locul meu! Nu vă mai uitați la mine, prieteni! Hai să vedem! O secundă! Molly? Molly, ești aici? Ce ciudat! Ea nu lipsește niciodată de la școală! Salutare! Bună ziua, sunt aici! Am vrut să rezolv problema! Bună dimineața! Oh, aleg salutul cu pumnul! Frumos! Și pentru tine? Șoldurile să fie! Minunat! Hazel, bate palma! Bun venit! Îmbrățișare, vă rog! Vino încoace! Îmi iubesc copiii! Ce mai aștepți? Sper să nu fie dulciuri, sper să nu fie dulciuri! Hai, frate, abia cumpărasem chestia asta! Acum ia loc! Du-te! Tu, învârte roata! Bine, aici am emoții! N-arată bine chestia asta! Bună dimineața! Da, chiar o să fie bună! Să vedem! Ei bine, se pare că evantaiul ăla e al meu acum! Serios? Of, luați-l! Mulțumesc, îmi place foarte mult! Du-te! Sunt un om norocos! Poți să faci asta mai rapid, te rog? Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Urăsc pedeapsa! Adică tot ce am făcut a fost să merg la toaletă? Toată lumea face asta! Din fericire, am un truc șmecher! Hai! Sunt cu ochii pe tine! Bla, bla! Nu contează! Cum merge treaba acolo jos? Aproape-am terminat! O profesoară face ce ar trebui să fac eu? Wow! Oh, doamna profesoară, am terminat! Deja? Stai să văd! Privește! Sper să nu fiu dezamăgită! Wow, chiar ai reușit! Sunt impresionată! Wow, îmi place melodia asta! Privește mișcările astea! Sunt atât de obosită! Deci, vedeți, e destul de ușor! Essie? Nu, nu adormi! Fii atentă! Ha? Nu se doarme la oră! Poate doar îmi voi odihni ochii! Ești bine? E un pic ciudat! Vreau doar să dorm! Vorbești serios? Există doar o soluție pentru asta? Ai nevoie de o pernă moale! Asta ar trebui să rezolve problema! Am făcut câteva ajustări! O voi trece peste capul tău! Așa, acum e mult mai bine! Vise plăcute! Ce moale e! Oh, aproape am uitat! Mai bine îți termin eu tema pentru acasă! Nu ar trebui să dureze mult! Va fi super surprinsă! Măcar atât pot face și eu! Gata, e timpul să plec! Oh, doarme ca un bebeluș! Toate astea vor fi în test! Mi-e atât de somn! Nu pot să mă concentrez! Hei! Eu vorbesc! Tu asculți? Aha, sigur!
Oh, nu! Nu vei face asta! Îi arăt eu! E timpul pentru puțină distracție! Atât de multe opțiuni! Asta arată bine! S-ar putea să iasă dezastru! Ce altceva mai am? Asta nu mă dezamăgește niciodată! De fapt, mai bine nu! Nu! Na! Aha! Ăsta e mai mult pe placul meu! Ăsta nu m-a dezamăgit niciodată! Pare atât de liniștită! Nu pentru mult timp! Trezește-te! Ce n-ai? De ce faci asta? Ce distractiv a fost! Fă-ți tema! Ok, ok, relaxează-te! Cine poate rezolva această problemă? Cineva? Oh, eu! Essie! Yes! Hai la tablă! Ce excitant! Poftim! Stai o secundă! Sunt atât de confuză! Puțin ajutor? Poți să faci? Voi încerca! A fost destul de ușor! Ok, îți lipsește un A! Continuă! Serios? Nu m-am gândit la asta! Dar, ok, cum e așa? Wow, bună încercare! Dar nu e tocmai corect! Stai să te ajut! Întâi vom șterge asta! Ce faci? Am muncit din greu la asta! Așa e mai bine! Vom încerca din nou! Scriem cuvântul sunt! Uite așa! Vezi? N-a fost așa de greu! Aha! E timpul pentru o recompensă! Asta e cea mai bună parte! Atât de multe opțiuni! Alege unul! Ăsta! Mă întreb ce-o fi? Wow! Este o bomboană! Stai! O bomboană? Vreau mai multe! Ei bine, ok, poți lua aceste bomboane! Le-ai câștigat! Wow! Nye-nye! Ce rău toate! Bună treabă, Essie! Cine urmează? Eu! Wow, sunteți atât de entuziasmați! Ok, Sunny! Hai, e ușor! Cine poate rezolva asta? Cine va fi prima mea victimă? Cred că o voi face eu! Voi încerca! Sunny, tu urmezi! Urați-mi baftă! Voi avea nevoie! Ia creta! Ok, pot face asta! Ce? Glumești? M-ai păcălit! Timpul tău începe acum! Dar, mai bine mă grăbesc! Până acum totul e în regulă! Uită-te la ea! Intră în panică! Hai, continuă! Tic-tac, Sunny! Sunt aproape gata! Vei eșua! A expirat timpul! Oprește-te! Încă o secundă, vă rog! Nu! Ai eșuat! Nu te mișca! Urăsc ora asta! Vreau la mama! Cine urmează? Haideți aici! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Îți place să-ți vezi prietenii agitându-se? Atunci o să adori ideile astea de farse epice! Atâta timp cât tu ești farsorul și nu păcălitul! Încă o oră până la prânz! Ăla era Jared? Kevin e pe cale să fie păcălit! Tiptil, tiptil! Oh, Doamne! Încă un pas! Să înceapă distracția! Auleu! Asta-i mâna ta, frate? Cum de s-a întâmplat asta? Dă-mi înapoi, Jared! Am nevoie de chestia aia! Hei, Jared! Ești ok, prietene? Sunt bine, vezi? Wow! A fost o farsă! Hai să te ajut! Ce tare! Hai să-i mai facem și altcuiva! Psst! Kevin! Hai! Acum! Situația e pe cale să devină lipicioasă! Doar o picătură pe catedră aici! Cicana asta nu mai pleacă nicăieri! Pare ok! Chiar că lipește!
E totul pregătit! Să înceapă! Copii, n-ați făcut nimic dubios, așa-i? Nu! Bun, unde rămăsesem? Se întâmplă! Ah! Nu înțeleg! Haide! Desprinde-te, da? Ah! Nu pot să o iau! Până aici! E timpul să-mi canalizez superputerea! Oh, da! Ce? Ce delicios! Ce ziceți de asta? Clar nu mă așteptam la asta! Baloanele sunt prietenele cele mai bune ale unui farsor! Vine! Stai aici, da? Mersi! Nu! Prânzul meu! Ce naiba s-a întâmplat? Jared? Relaxează-te, e amuzant! L-am terminat deja? Vin imediat! Cum mai mănânc asta? Baloanele sunt armele lui Jared? Și eu pot să fac asta! N-am nevoie de asta! Încape perfect, vezi? Și cu sosurile potrivite, nici n-ai spune că nu e ce trebuie să fie! Ia să vedem dacă îi place! Alt suc, alt om! Ce? Ce fel de hot dog e ăsta? Efectiv, nu pot să am o față serioasă! E amuzant, nu? Cum te-ai încăput acolo? Copii, vă credeți șmecheri? Nu în clasa mea, ați înțeles? Ne strică tot cheful! Copiii ăștia îmi vor mulțumi într-o bună zi! Stai să vezi! Ce greu e! Kevin, proful e mai plictisit ca noi! Ne băgăm? Oh, da! E timpul pentru ruj! Așa tare! Șt! Să mergem! Trebuie să fim super tăcuți! Doar meduza? Oh, nu! Tu îl ții din partea aia! Cu grijă! Ne trebuie câteva dâre! Pun pariu că gâdilă! Ok, pune-i capul la loc acum! Perfect! Da, ce bine! Haide! Ha, suntem genii! Potoliți-vă acum! La ce vă holbați? Ar trebui să fiți băgați până în gât în întrebările de la test! Nu râde, nu râde! Aha! Ce faci, tocilarule? Ecuațiile mele! Și ce dacă iei lucrurile prea în serios? Opa! Mersi! Fără plăcere! Ce urât! E doar gândacul meu de jucărie! Ar trebui să-l împart cu prietenul meu de aici! Ar trebui să-l agite nițel! Să o facem! Ce e? Nu poate fi așa rău! Iese! O, Doamne! Cât de mare e? Nu-l lăsa să iasă, te implor! O să mă mănânce de viu! Mori, gândacule, mori! Trebuie să o șterg de aici! Trebuie să mă salvez, prietene!
Bun, vrea cineva să-și încerce norocul cu astea? Aoleu, nu te uita la noi! Nu, te rog, nu! Nu pot să fac față la asemenea presiune! Nu pot! Jared? Eu? Ah, îmi pare rău, frate! Poftim! Aha, ia să vedem! Uh-oh! Cred că ăsta nu mai are pastă! Ah, atunci încearcă unul de aici! Nu e așa că e convenabil! Se pare că voi încerca iar! Uf! Psst, psst! Kevin! Ce? Ajutor! Mor aici! Ah! Poftim! Ce? O portocală? Prinde! Ups! Și acum ce? E așa săltăreață! Cam are un ritm! Bagă mare, portocalo! Dar, ce să fac cu asta? Desfă-o și freacă! Desfac și frec! Ce bine că e așa suculentă! Mi-a obosit mâna! Și acum? Domnișoara Howard? Iar nu merge! Vedeți? Clar e stricată! Stai să văd! Nu scrie? Ciudat! Ok, stai jos! Oh, mi-ai salvat pielea! Copii? Trecem la cret acum! Nu! Și-am zis nu! Nu s-o fraieră! Hei! Mersi că împarți, prietene! Nici măcar nu ai cerut! Are tupeu! Oh, ce frică mi-e! E ok, Kev, mă ocup eu! Nimeni nu se ia de prietenii mei! Sofia? Am planuri pentru tipul ăsta? Nu înțeleg! Sofia? Ce adidași frumoși ai! Multă baftă să mergi cu ei! Când ești prins de masă! Genial! Unde ești? În sfârșit! Privește! Hei! Ce zici de o întrecere? Start! Căciula mea! Vino înapoi! Vai! Ce? Ce s-a întâmplat acolo? A fost din cauza mea? Ce mai greșeală la petrecere, prietene? Mai mult noroc data viitoare! Of, școala asta! Uneori e ușoară, alteori e al naibii de grea. Uneori profesorii sunt de treabă, alteori sunt super răi. Neața, elevi! Sper că sunteți pregătiți să învățați câte ceva! Să trecem la treabă! Ah, trebuie să luăm notițe! Să mă asigur că nu ratez nimic! Și așa, rezolvați ecuația asta, dragi copii! Cum? Ce s-a întâmplat? Doar am clipit! Cum scrie așa de repede? Trebuie să ne notăm totul! Ok, mă bucur că ați înțeles cu toții! Acum o să șterg tabla! Nu, o clipă! Să facem o poză mai întâi! Ok, deci când vă faceți tema, să urmați ecuația de pe tablă! Sunteți liberi! Nu pot să cred că n-am apucat să-mi notez nimic! Bună ziua, elevi! Azi o să vorbim despre istoria antică. Ok, o să mă duc la catedră. Apropo de antichitate, în ritmul ăsta nu o să învățăm nimic. E cumva blocat? Hei, domnule profesor,
Și nu cumva să uit să ud azalele. Unde sunt? Da, la oră. Ok, așa, unde rămăsesem? Da, învățăm pe elevi despre istorie. Istoria antică, dacă mi-amintesc bine. În sfârșit, se pare că acum începe să predea. O să vă citesc din capitolul al șaptelea. Domnule profesor! Nu! Cred că a murit! Să chemăm ajutor! Ok, unde rămăsesem? E bine! Ce ușurare! Ce mă bucur că e bine! Să revenim la antichitate! Ok! Se pare că asta e tot pe ziua de azi, elevi! În regulă, cine e gata pentru niște chimie? Matt, trezește-te! E timpul pentru niște reacții chimice! Vom turna această substanță într-o eprubetă! Și apoi o să avem nevoie de asta! O adăugăm peste prima substanță și urmărim reacția! Oare de asta am nevoie acum? Da! Am băut substanța aia! Ce tare, nu-i așa? Să nu vă uitați ochelarii de protecție! Nu! Iar o să arunce ceva în aer! Aici avem ultimul element al experimentului nostru! Pregătiți-vă pentru o porție drăznită de știință! Ia să vedem! A adăugat-o? A funcționat? E dita mai explozia! Știință! Ora asta e ridicolă și uimitoare în același timp. La naiba! Iar a pornit alarma de incendiu! Haideți! Trebuie să evacuăm clasa. Mă bucur să văd că ați ajuns la timp la oră. Astăzi veți învăța o lecție importantă. Poftim! Ce spune acolo? Nu aud nimic! Vorbește mereu atât de încet! Ce situație ridicolă! Dar cred că știu cum o pot rezolva. Pun un microfon aici și câte o boxă aici și aici. Ok, suntem gata! O să dau volumul la maxim. Și cum spuneam mai devreme, asta e o eroare comună. Și e important să fim atenți la asemenea greșeli. Bravo, Matt! E mult mai bine! Trebuie să facem liniște, vine! În regulă! Să nu vă aud vorbind cumva, da! Biologia e cea mai importantă materie din școală! Acum fiți atenți, pentru că subiectul de azi e important! Trebuie să ne luăm notițe ca lumea! ADN-ul reprezintă cărămizile vieții! Nu e bun doar la clonat dinozauri! Nu! Abține-te! Cine îndrăznește să-mi deranjeze ora? Totul e în regulă, domnule. Bun, să revenim la ora mea. Fiu, subiectul ăsta m-a încins. Trebuie să mă răcoresc. Cuvântul ăsta se scrie cu un S sau cu doi? Nu! Mi-a căzut pixul! Nu! Cer scuze! Nu am vrut să-mi scap pixul! Cine îndrăznește să-mi deranjeze ora? Nimeni nu-mi deranjează ora! Ce groaznic e! Ce bine că n-am uitat să-mi aduc scutul facial. Ai dreptate, chiar că e amuzant. Luați loc, elevi. Matt, hai la tablă. Uf, nu-mi place să fiu primul. În regulă,
începeți prezentarea, te rog. Ok, am făcut un studiu legat de răspândirea fosilelor de dinozauri cu pene. La naiba, cum se chema dinozaurul ăla? Așa, ok, știu acum. Aș omorâ pe cineva pentru o pereche ca asta de cizme. Uf, iar am uitat ce trebuie să zic. Nici măcar nu cred că e atentă la prezentarea mea. Dacă așa stă treaba, aș putea să-mi ușurez treaba. Da, foarte interesant, continuă. Sigur găsesc cizmele astea la reduceri. Și asta a fost prezentarea mea. Mulțumesc. Hei, hei. Ah, bravo, super. Poți să te întorci la banca ta. Ah, hei, Jen. Calmați-vă, vă rog! Începem ora! Astăzi vom da un test! Poftim, un test? Nu cred! Vă rog să faceți liniște și să fiți calmi! Mă scuzați, doamnă, am o întrebare! Nu, nu accept întrebări! Cred că glumește! Matt, stai cu ochii în foaia ta! Ok, o să împăturesc și o să-i o dau și lui. Te văd! Fără schimb de notițe! Despărțiți-vă băncile! Uf, bine! Scuze! Am greșit clasa! N-am vrut să vă întrerup! Oare Zoe știe răspunsul? Matt! Ce ți-am spus? Sunt cu ochii pe tine! Stai cu minte și fără prostii! Dați-vă din calea mea! Ha? Ce? Nu pot să cred! Vai! Am șters-o de aici! Ce sunt alea? N-am timp pentru așa ceva! Am alte chestii de făcut! Uf! M-au trecut fior reci! Se explică! Wednesday! Intră, te rog! Stai să dau asta la o parte! Cu ce te pot ajuta? Trebuie să stăm de vorbă! Am ceva pentru dumneavoastră! Ce e? Ceva special! Sper să vă placă! Ce se întâmplă? E gunoi? Pute! Ce scârbos! De ce ai făcut asta? Uș, pleacă! Uf, ce de muște! S-a întâmplat ceva? L-am adus special pentru dumneavoastră! Mi-a fost dor de tine! Serios? Ce drăguț! M-am gândit toată ziua la tine! Ești totul pentru mine! Ce romantic ești! Nu vreau să fiu niciodată departe de tine! Și eu simt la fel! Mă face atât de fericită! Sărută-mă! Bleah, scârbos! Treaba asta e mai importantă! Wednesday are probleme serioase! Aduceți-o la mine! Plătesc bine! Cât despre voi doi, porumbeilor, sunt cu ochii pe voi! Zice ea asta, dar nu ne poate schimba sentimentele! Unde rămăsesem? Cred că urma să mă săruți! Wednesday știe să strice un astfel de moment, dar suntem doar noi doi, exact cum îmi place! Mereu spui cele mai drăguțe chestii, să nu mai pierdem timpul! Parcă-mi citești gândurile! Vino încoace! Ignor asta! Șerpi! Scuze, ar fi trebuit să-ți spun! Sper că n-a văzut nimeni asta! Poate fi micul nostru secret! Am o reputație de păstrat! Aha! Ești adorabilă! Aha! Hai să terminăm sărutul ăla! Stai puțin! Ce-i aia? Vezi și tu asta, nu? Nu mă băgați în seamă! Aha! Prietena ta s-a defectat! Nu vezi așa ceva la ordinea zilei? Frate, nu o să mai primești sărutul ăla! Bună mâna! Ce mai faci? Eu mă uit la zugravul ăla! E ceva relaxant în legătură cu el, dar e și un prilej de distracție! Știi ce să faci? Trebuie să te miști rapid, să nu te vadă! Așa, aruncă spre el portofelul! Ai grijă să-l vadă! Ce-a fost asta? Opa, un portofel? Cred că e ziua mea norocoasă! O să-l iau! Hei, vino înapoi!
Ce ciudat! O să mai încerc chiar. Ah, cât pe ce! N-ai cum să scapi de mine așa ușor! Nu te mișca! Credeam că l-am prins acum. Nu-ți fie teamă, portofelule, sunt prietenul tău! În sfârșit a plecat! Acum începe adevărata distracție. Trebuie să încălzesc vopseaua. L-am prins! A meritat efortul! Oh! Vreau să se usuce! Încă puțin! Gata! Sunt o artistă cu uscătorul de păr, dar mai sunt multe de făcut. O să scot vopseaua din găleată. O să pun dozele astea de suc înăuntru. Trebuie să pară ceva real. Ele vor ajuta la susținerea vopselei. Nu vreau să se lase la fund. Mai pun câteva. Ok, cred că sunt destule. Pun vopseaua la loc. Șt! Ah, ce zi minunată! Oare o fi terminat zugravul? Mă duc să-l verific. Aici erai! Oh, ce faci? Nu e gata! Nu mai găsești muncitori în ziua de azi! Ia pensul asta și... Poftim! Exact cum am plănuit! Hei! Stai! Întoarce-te imediat! Hey! Unde pleci? Nu fugi de mine! Mână? Ești acolo? Intru! Nu-ți face griji! Nu m-a văzut nimeni! Unde ești? Ce farsă aș putea să-i fac directoarei? O să mă gândesc! Vreau ceva ca lumea! Sunt multe chestii utile aici! E dificil! Mână, unde ești? Am nevoie de ajutorul tău! Oh, aia s-a mișcat? Ah, aici erai! Te-ai gândit la vreo farsă bună? Sunt în pană de idei! Huh? Ce e? Aici? Ok, tu te pricep mai bine ca mine! Stai! Poți fugi, dar nu te poți ascunde! Știam eu că o să te găsesc până la urmă! Ai probleme mari, Wednesday Addams! Ah, da? E nasol! Nu vreau să se întâmple asta! Stai puțin! Știu ce să fac! Îmi trebuie cablurile astea! O să le pun pe clanță! Cred că o să așteptăm! Poți fugi, dar nu te poți ascunde! Ce m-aș face fără tine? Suntem o echipă grozavă! Bate palma! Hai să o ștergem de aici! Wednesday? Unde ești? Arată-te! Promit că o să fiu blândă cu tine! Așa înrăutățești situația! Stai să vezi când o să o prind pe fata asta! Și chiar o să o prind! Ce acadea bună! Cred că merită o gustare! E greu să-i faci farse directoarei! Ah, salut, mână! Vine încoace! Trebuie să mă ascund! Nu e ok aici! Wednesday! Ieși! Ieși de oriunde te afla! Trebuie să fac ceva! Huh? Ce să fac cu asta? Ah, am înțeles! Trebuie să ne mișcăm rapid! Știu că e pe aproape! O simt! Credeam că e aici! Se pare că m-am înșelat. Arăt bine. Asta chiar e o acadea bună. Ar trebui să mai cumpăr. O să mă asigur că elevii știu că nu sunt permise dulciurile la școală. Îmi face plăcere să le stric distracția. Dacă toți sunt aici, când îți vine să faci, trebuie să faci. M-am ținut toată ziua. O să iasă urât. Haide! N-ar fi trebuit să mănânc sushi din benzinărie! Aoleu! Mirosul? Uf! În sfârșit s-a terminat! Sunt atât de slăbită! Mă simt mai ușoară! Dar nu v-aș recomanda să mergeți în toaleta aia! Mă bucur că nu a auzit nimeni asta! Port mănuși! Nu trebuie să mă spăl pe mâini! O să mă întorc la lucru! Stai așa! Aia e o acadea? De unde a apărut asta? Există o singură explicație! Extratereștri sau Wednesday? Vai! A fost cât pe ce, dar măcar nu m-a văzut! Femeia aia are nevoie de niște fibre în alimentație! Nu mi-a venit să cred! Serios, au fost nevoiți să închidă toaletele? Pe bune? Au trebuit să poarte costume de protecție! Mă bucur că n-am fost acolo! Ce se întâmplă? Nimic, sincer!
stați! Ăsta nu e laboratorul de științe? Unde-i Wednesday? A plecat? Wow! Ia uitați! Wednesday? În carne și oase. Și-am adus dulciuri. Serviți-vă! Wow, ce bine arată! Ce mai așteptăm? Dă-mi! Dați-vă de aici! O să plouă cu dulciuri! Woohoo! Ești cea mai tare! Știu! Să-i lăsați ceva și lui mână! Îi plac bezelele! Se supără dacă nu mai rămân deloc! Sunt atât de plictisită! Mie îmi spui? Să încercăm să terminăm cu asta! Ție ți-e ușor să spui asta! Cred că e timpul pentru o gustare! Vernișeleu! O să trag un pui de somn rapid! Anunță-mă dacă se întâmplă ceva interesant! Dumați! Mindy? Ha, sfărăie! Stai o secundă! Am o idee! O să iau viermele meu gumat și o să lipesc pe unghiile lui Mindy! Nu vreau să o trezesc! Cel puțin nu încă! Wow! Ia uite! E timpul să te trezești, Mindy! Gâdi, gâdi! Ah, ce se întâmplă? Avem cel mai tare vis! Stai! Ce s-a întâmplat cu unghiile mele? Ce ciudat arată! Ia-i de pe mine! Ha, te-am păcălit! Sunt jeleuri? Se pare că nu-i așa de nașpa treaba! Delicios! Poți să-mi faci oricând manicura! Sunt bune, nu? Mă prinde culoarea asta! Am nevoie de cărțile astea pentru ore! Uite-l pe Justin! E pur și simplu perfect! E tipul visurilor mele! Cred că am luat tot! Trebuie să mă duc la ore! Nu vreau să întârzi! Cred că mi-a stat inima! Mă bucur să te văd! Stai, de ce vorbește cu Justin? A trecut ceva de când n-am mai stat de vorbă! Eu ar trebui să stau lângă Justin! Nu, nu e ok! Sunt atât de supărată acum! Uită-te la ei! Ești atât de amuzant! Da, mi se spune asta de multe ori! Ești atât de amuzant! Se crede specială! Mi-a stricat ziua! Stai așa! Cred că știu ce să fac! Da, s-ar putea să meargă! O să fie super! Începe ora! Mă întreb ce vom învăța astăzi! Justin, așteaptă-mă! Să înceapă spectacolul! Oh, bună! Te super dacă stau aici? Îl arunc! Sper că ținta mea e bună! Du-te, caca, du-te! Da, am nimerit! Exact la țintă! Ce n-ai? Ăla e caca? Eu, ce scârbos! Eu trebuie să plec! Să nu mă uiți, Justin! Ok, super ciudat! În sfârșit a plecat! Asta e șansa mea! Ce s-a întâmplat? Se pare că locul ăsta e liber! Ar fi bine să scap de ăsta! Oh, bună, Justin! Mindy, bună! Nu o să-ți vină să crezi ce s-a întâmplat! Oh, ba da! Cartea asta e atât de interesantă! Nu pot să o las din mână! Oare ce se va întâmpla în continuare? Oh, ador filtrul ăsta! Ce drăguț! Ce mai e acolo? Nu sunt sigură de ăsta! Hai să încercăm altceva! Ha, ia uite! Prieteni, vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Stai la poză, Justin! O să fie super amuzantă! O să trimit întregii școli! Stai, ce? Super jenant! Și o trimit! Gata, e trimisă! Ha, ce e asta? Nu se poate! Ce amuzantă e! I-ai văzut poza lui Justin? Arată atât de rău! Ce? Dubios! Mindy! Cred că e o îmbunătățire! N-a fost amuzantă faza, Mindy! Oh, ba, cred că da! Mă întorc imediat! De ce ar face așa ceva? Hei, ia uite! Și-a lăsat telefonul! Mă întreb! Plănuiesc ceva! Voi avea nevoie de acest DVD! E timpul să mă răzbun! Și o să-mi placă! Voi sparge coperta DVD-ului! Vreau să o fac țăndări! Perfect! Fix ce-mi trebuia! Voi pune telefonul lui Mindy pe podea și voi pune cioburile de plastic în jurul lui! Acum aștept! Uite-o că vine! Poartă-te normal! Chiar aveam nevoie de sucul ăsta! Unde-mi e telefonul? Era chiar aici! Justin, mi-ai văzut telefonul? Hă? Ce? Nu știu! Cred că ți-a căzut! Ce? Glumești!
Oh, nu, telefonul meu! E distrus! Mi-e frică să mă uit! Ce? Cum? Sunt atât de confuză! Intact! Ce se întâmplă? Ha, ce îngrijorată erai! Te-am păcălit! Trebuia să-mi dau seama! Asta nu se termină aici! Am super emoții! Testul e pe cale să o înceapă! Și e unul foarte greu! Știam că ar fi trebuit să învăț! Timpul trece! Urează-mi noroc! Eu ce mă fac? Ok, cât de rău poate fi? Oh, rău de tot! Oh, știam că asta se va întâmpla! O să iau notă mică! Știu asta! Oh, mi-am terminat testul! Oh, uitați! Dă-mi voia! Mindy, Mindy, Mindy! Sunt atât de dezamăgit! Ai luat nota 4! Există o singură soluție! Nu te mișca! Ce? Ce faceți? Nu! Dați-mi drumul! Vă rog! Hai să vorbim despre asta! Mi-e așa de foame! Ah, vă pute respirația! Ce? Ce ciudat! Ce mă fac? Puneți pixurile jos! Predați lucrările! Haideți, grăbiți-vă! De ce trebuie să mi se întâmple asta? Sper că veți fi surprins! Mă îndoiesc! Să terminăm odată cu asta! Amânăm inevitabilul! Oh, nu! Nu mă pot uita! Vă rog să nu mă mâncați! Ha? Ce s-a întâmplat? Ce se petrece? Wow! E o nebunie! S-a blocat! Și acum ce facem? Stai o clipă, știu! Pot folosi lipiciul și cerneala! Hai să facem! O să scot lipiciul și voi umple tubul cu cerneală! Ușurel! Nu vreau să o vărs! Ok, vine următoarea parte a planului meu! Voi pune testul meu pe tub și apoi le voi întoarce! Iu! Am reușit! Le așez cu grijă pe birou! Ok, cred că sunt gata! Totul poate reveni la normal! Ce? Am simțit că timpul a stat în loc! Trebuie să mând lipiciul ăsta! Nu voi putea să-ți notez lucrarea! E plin de cerneală! Se răspândește peste tot! Distruge foaia de test! E un dezastru! Cum s-a întâmplat asta? Da, a funcționat! Adică, oh nu! A sunat clopoțelul! Ora s-a terminat! Trebuie să plec! Pe curând! Stai, testul! Uf, ora asta e așa plictisitoare! Avea mai puține ochii deschiși! Cum de poate Tina să doarmă așa? Lexi? Ce e? Cred că ar trebui să ne distrăm cu Tina! Oare ne gândim la același lucru? Dacă da, mă bag! Să o facem! Șt, nu trezi! Chiar acolo! Ăla e locul! Ok, sunt gata! Putem să-l folosim pe ăsta? Pare ok! Pune sucul pe caiet! Ai banderola? Ok, e perfect! O să fie grozav! Te aștept! Imediat! Gata! Ce s-a întâmplat? Sunt udă în New York! Vai, cât de amuzant! Voi ați fost de vină? Îngrozitor! Cel mai slab test pe care l-am văzut! Adică și-a scris și numele greșit! Nota 4! Cum să greșești atât de mult? Ce urmează? Glumiți? Ah, stai! Asta e ok! Mă mir! 10! Wow! Durează o veșnicie! Și mai sunt destule! Am nevoie de o pauză! Trebuie să fie o cale mai ușoară! Stai puțin, cred că știu ce să fac! Îmi trebuie un inel plat, ca ăsta! O să aplic lipici pe el! Apoi o să lipesc o bucățică de burete! Acum o să desenez un patru cu pistolul de lipici fierbinte! Nu mă grăbesc, ca să nu-mi pună nimeni la îndoială talentul artistic! Arată bine! O să fac un alt inel! De data asta, cu un 10 pe el, ar trebui să meargă totul mai repede! O să-mi pun inelele! Să înceapă notarea! O să apăs inelul pe foaia de test! Ia uite! Am mers! Da! E mult mai simplu! E o metodă bună de a scăpa și de stres! Trec la următorul test! Stai! S-au terminat! Astea sunt bijuteriile mele preferate! Acum mă pot relaxa! În sfârșit a plecat! Haide, rapid! O? Ce e ăla? Ce inel ciudat!
Liam, ia uite! Ce e? Am găsit un inel! Tare! Uite încă unul! Are dimensiunea potrivită! David, ia uite! Wow, ce șmecher! Stai, vreau să încerc ceva! Nu te mișca! De ce ai făcut asta? Haide, frate, nu-i corect! Ai încurcat-o acum! Arată-mi ce poți! Ce? Băieți, acceptați! Doar atât poți? Despărțiți-vă! Ce-i în mintea voastră? El a început! Ha, ce caragios arăți! Și tu la fel! Nu e de râs! Dați-mi inelele! Haideți, dați-mi-le! Acum plecați de aici! Chiar arătau haios! Mai pun câteva bzibilduri și caietul meu e gata! Nu poți avea niciodată destul unicorn! Wow, arată magic! Trebuie să mă duc la oră! Nu vreau să întârzi! Abia aștept să mă laud cu noul caiet! Toată lumea o să fie tare invidioasă! O să-mi pun caietul aici! Ce? Care-i faza? Mi-ai copiat caietul! Despre ce vorbești? Stai puțin! Am șters-o de aici! A plecat? Cât de jenant! Nu pot să cred că avem același stil! Stai puțin! Cred că pot rezolva problema! Am nevoie de carioca asta! Mai întâi desenez o inimioară pe bilețelul ăsta! Apoi o pot colora! Roșul ăsta e perfect! O să-i fac niște umbre ca să iasă în evidență! Apoi o să decupez! Acum o să o lipesc pe niște hârtie de copt și o acopăr cu scotch! O netezesc! Nu vreau să aibă cute! Acum pot să o decupez! Vreau ca decupajul să fie puțin mai mare decât inima! Am mai făcut și alte desene! Acum pot să-mi redecorez caietul! Încep cu această căpșună! O să dezlipesc hârtia de copt și o lipesc pe caietul meu! E mult mai drăguț așa! Îl ador! Arată mai bine ca unicornii! Bună, Naomi! Ce mai faci? Bine! Wow! Ador abzibildurile astea! Nu-i așa că sunt geniale? Eu le-am făcut! Uite, Alexia are aceleași abzibilduri! Ce dubios! Totul se termină acum! Poate să existe un singur caiet cu abzibilduri! Naomi va decide! Poftim? Nici gând! Te-am păgălit! Da, a fost amuzant! Hai să mergem la oră! Ce zi! În sfârșit mă pot relaxa! Stai! O listă cu treburi de făcut? Serios? Numărul 1, fă curat în camera ta! Să-mi fac tema? Nu e corect! Hai să terminăm mai repede! Cred că o să dureze ceva! Mai bine sar la numărul 2! Temele sunt mereu nasoale! Ce altceva mai trebuie să fac? Budincă! Salut, băiete! Mai bine rămânem la școală! Bună, mamă! Aici era băiețelul meu special! O să ai nevoie de asta! Super, mersi! Și nu uita de listă! Vorbesc serios! Nu o să uit, din păcate! Voiam doar să mă joc niște jocuri video! Nu am niciodată timp pentru mine! Poate fac un joc rapid! Am voie să mă distrez puțin! Liam, cum merge cu lista? Oh, Liam! Uite-te la mizeria aia! Nu strâng așa ceva! S-a zis cu lista! Era atât de simplă! Oare? Ia să văd popitul ăla! Cred că știu cum să fac lista asta de sarcini mai interesantă! Revin imediat! Mai întâi trebuie să tai o bucată din popit! Partea asta de aici! Acum am nevoie de listă și am nevoie de un marker! O să apăs alte două markere pe vârful lui! Markerele o să se combine! Și când o să scriu, o să se creeze un efect colorat! Uite așa! Cred că e gata! E timpul să-i arăt asta lui Liam! Încă doarme! O să lipesc chestia asta pe ușă! Nu trebuie să fac gălăgie! Doarme ca un bebeluș! Dar nu pentru multă vreme! Ce-a fost aia? Stai! E diferită! Ia să o văd! Pare o chestie distractivă! Stai așa! Trebuie să fac ordine în cameră mai întâi! Chiar trebuie să fac mai des curățenie! Nu știam asta! Budincă, ce scârbos! A fost o plimbare plăcută! Și acum pot să apăs popitul! Am terminat tot! Mamă! Da, scumpule? Wow, e curat aici! Chiar se vede covorul! Ce băiat cu minte am! Haide, nu mai am răbdare! Ești ok? Nu! Trebuie să iau notă de trecere! Mamă, tată, uitați! Am luat 10 cu felicitări! Știam că vei reuși, campionule!
suntem atât de mândri de tine? Tu ești istețul familiei. Aș fi un erou. Acum v-am adus rezultatele. Sper să fie o notă bună. Cred că o să vomit. Sunt impresionat, trebuie să recunosc. Poftim, Lexi. Și asta e nota ta, Liam. Nu mă pot uita, dar vreau să știu. Tu prima, Lexi. Ok, e doar o notă. Wow, am luat 10 cu felicitări. Nu vine să cred. Brusc mi-am pierdut încrederea. O să trag ochiul. Cât de rău poate să fie? Glumești? Am învățat intens pentru testul ăsta și îmi dai un 4? E un dezastru! Mama și tata o să fie extrem de dezamăgiți. Nota 4? În casa asta? Nu mai am niciun fiu! Dispari! Pleacă de aici! Nu vreau să-mi ratați sub acoperișul meu! Pare cam dramatică treaba. Nu vreau să fiu un vagabond. Ce mă fac? Ce e aia? E o gumă veche. Ce scârboasă e! Ziua asta devine și mai nasoală. Stai puțin, cred că știu cum să iau o notă mai bună. Merită să încerc, dar am nevoie de markerul ăsta și de un pistol cu lipici fierbinte. O să aplic lipici în capătul markerului. Vreau să acopăr așa capacul, trebuie să fie un strat gros. Cred că ajunge. O să-l pun pe notă, apoi apăs cu putere. Stai, nu se uită nimeni, nu? Acum o să ridic ușor markerul. Și nota 4 a dispărut. Wow, ce simplu a fost! O să iau un pix roșu. Un 10 cu felicitări pare credibil. O să adaug un cerc și o să acopăr urma lipiciului. Nimeni nu va ști. Sunt un geniu. De ce să mai înveți? Guma aia pare să mai aibă un pic de aromă. E mentolată. Mă duc să le arăt părinților mei. Azi o să dăm un test de matematică și o să fie greu. Foarte greu. Am învățat din greu, o să mă descurc. Urăsc școala. Aș prefera să mă dau cu skateboardul în parc. Ce faci tu, Cilaro? Minunat! Baftă la test! O să ai nevoie! Și testul începe acum! Ah, da! Wow, e dificil! De ce te stresezi? E doar un test! E simplu! Trebuie doar să fii pregătită! Am răspunsurile la îndemână! De ce să pierzi vremea învățând când poți copia? N-aveam de unde să știu așa ceva! Se pare că o să iau notă de trecere la test! Ok, să începem! Toată lumea ar trebui să copieze la examene! Oh, nu! Nu mai vine nimic în minte! Lexi? Hei! Nu ai voie să faci asta! Vorbește mai încet! Concentrează-te pe răspunsurile tale! Dar nu e corect! Știu! Ups, mi-a căzut pixul! Mi-ai aruncat stiloul de pe birou? A fost un accident! Vezi să nu se mai repete! Nu am timp de așa ceva! Trebuie să fiu rapidă! O să se învețe minte! Ești atât de imatură! Hei, de ce ai face așa ceva? Trișorii nu vin niciodată! Da, îți iau ochelarii! Nu, am nevoie de ei ca să văd! Totul e în ceață! Noroc că mai am alții! Nu mai fi rea! Normal că ai! Ce mă fac? Nu văd răspunsurile! Stai! Nu, sunt inutili! Sau poate că nu! Știu cum să rezolv problema! O să colorez lentilele cu markerul ăsta! Ar trebui să meargă! Ok, hai să încercăm! O să-i țin deasupra copiuței și o să apară răspunsurile! Zici că e magie! Și arată ca niște ochelari de soare! Trebuie să termin testul! A? Ce-a fost asta? Hei, Lexi, e pentru tine! Pentru mine? Serios? Oare ce-o fi? Abia aștept să aflu! Oh, Miles! Ce curtezan ești! Dar nu pot să neg, sunt grozavă! Ar trebui să ne vedem mai târziu! Detenție! 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 Poftim? Bine! Mă duc! Sau așa pare? De ce avem nevoie de matematică? Ce de cretă? Ups! Fă liniște! Șt! A fost doar un strănut! Nici o cretă nu va gâdi la nările astea!
Ce bine e! Așa se strănută! Nu cred că e sănătos ce-a făcut. Așa, unde rămăsesem? Ia să ne distrăm puțin. Încă puțin. Da! Se sperie de un strănut, ha? Ceva iute îi va pune garantat mucoasele în alertă. Trebuie să am foarte mare grijă. Am nevoie de o singură picătură. Farsele sunt mai distractive ca matematica. E gata! Acum poate fi folosit. Abia aștept! Fiu, ce rău mă chinuia nasul! Abar n-ai ce rău e! Oh, vai de mine! Achiu! Vai! Au! Fața mea! Auleu! Ciu! Wow! Trebuia să mă avertizați! Nu mai vreau! Domnule profesor, ia ce caut aici? Atenție! La ce? Apciu! Îmi cer scuze, domnișoară! Stați! Oh, wow! Dar, ce jenant! Sos iute? Ups! Sos iute? Olivia, detenție! Nu aveți deloc simțul umorului? Ce-o praznică e! Aș vrea să strâng în brațe matematica! Ce plictisitor e! Nici măcar nu-i atent! Ceea ce înseamnă că mă pot distra puțin! Nu, serios acum! Perfect! Trebuie să-l acopăr bine! Ce naiba? Ce faci acolo? Citeam ceva, domnule profesor! O privire încruntată nu are niciun efect asupra mea! O să acopăr cu lipici al doilea pix! Ce faci acolo? Oprește-te! La ce vă referiți? Nu fac nimic ciudat? Glumeam! Plouă cu lipici! Și acum e timpul pentru sclipici! Fac mizerie peste tot! Nu-i așa că arată super? Parcă ar fi venit Crăciunul pe biroul meu! Olivia! Oprește-te odată! De ce? Nu fac nimic rău? Crezi că m-am născut ieri? Am pe birou niște rechizite normale, asta-i tot! Nu, dă-le încoace! Profesorul ăsta are clar ceva cu mine! Ce față încrezută are! Domnișoară! Ce bine îmi pare să te văd! Ți-am adus ceva! Wow, pentru mine? Vreau să-l deschizi în fața mea! Sigur, se rezolvă! Vai de mine! Domnișoară! Asta e lipici? Mi-ai murdărit complet părul! Nu! Ce tare! Tu! Detenție! Poftim? Iar? Eu? Serios? Mă duc! Litera A este extrem de versatilă și nu numai! Urăsc ora de engleză! Aveți întrebări? Te plictisesc cumva? Hei, trezirea! Ești la școală, nu la tine în cameră! Revino-ți imediat! Nu-mi dai de ales! Nu mai dormi! Chiar a fost necesar să faceți asta? Mult mai bine! Gata, m-am trezit! Așa de ce îi place megafonul ăsta? O să-i răspund cu aceeași monedă! Data viitoare când îl folosește, va avea parte de o surpriză de zile mari! Nu-i așa că sunt genială? Trebuie doar să-l pun încetişor la loc! Încetişor! Gata! Să înceapă spectacolul! Ați înțeles? Iar dormi? Incredibil! E timpul să te trezești! Clear! Auleu! Funcționează garantat! Bună! Mersi că mi-ai adus astea! Ai ceva acolo! Aici? M-am prins!
Nu, în jurul buzelor. Te refer la buzele mele? Nu, te jur împrejur. Așa mai vii de acasă? Stai să-ți arăt. Oh! Ai, ce amuzant e! Ce-i ăsta? Tuș negru? Păcăleală! Ce moment jenant! Oh, nu! Scuză-mă, vorbim mai târziu. Iar tu? Detenție! Imediat! Eu? Detenție! Am meritat din plin. Viața mea e distrusă. Sunt șocată că n-am adormit încă. Dar aș putea profita de asta. Am o idee perfectă de farsă. Ups! Olivia? Nu mă sator niciodată de faza asta. Ce faci acolo? Ha? Deci, dă-o încoace. Bine. Ce farse idiote. Acum ce fac ca să nu adorm? Nu înțeleg ce îi se pare așa amuzant. Așa, să revenim la treabă. Iar a venit la el. Mersi! Stai jos! Chiar se așează? Stai! Nu! Vai de mine! Nu cred! Îmi pare foarte rău. Trebuie să dispar cât mai rapid de aici. Tu! Eu? Tu! Detenție! Nici măcar n-a fost vina mea. Nimic nu e corect la școală. Cum am putut face asta? Nu o să găsesc niciodată iubirea adevărată? Ce m-am plictisit! Oare cât de mult pot întinde guma asta? Probabil ar ajunge până la profesor. Ce mustață idiotă are! Mesteci guma la oră? Și ce? Ce mare lucru? Nu ai voie cu gumă de mestecat! Ce n-ai? Oh, mi-au căzut ochelarii și proteza. Nu le mai găsește. O să le găsesc eu. Nu văd nimic. Am găsit-o. Ce grețos. O să mă asigur că nu mai cad niciodată. Am nevoie doar de puțin lipici. Și de încă ceva lipicios. Winter fresh, frate. Dinții ăștia au nevoie de un upgrade. Poftim! Ochelarii mei! Ia să vedem! Fiu, mult mai bine! Dinții mei! Voilà! Gata! Să revenim la lecție! Bună ziua, copii! Vai de mine! Ți-am adus o gustare! Ce drăguț din partea ta! Ce e? Dinții tăi! Ce jenant! Da? Dinții tăi? Arată bine, nu-i așa? N-o să se prindă niciodată! Stai, nu înțeleg! E extraordinar! De ce tot vorbea despre dinții mei? Nu! Se simt cam ciudat. Tu! Eu? Detenție! De ce? Bine, o să plec. Fata asta îmi distruge viața. E așa drăguț. Poți să-l mângâi? Ce se întâmplă acolo? M-am săturat de jucăria asta. Am făcut un pliu în hârtie. Acum pot să colorez. Acest galben e perfect pentru el. Nu pot să uit de obrajii lui roșii. Hei, fiți atenți aici! Ce are Tina? Wow, ce cool! Tu ai făcut asta? Ne mai vedem, Pikachu! Mă bucur că s-a terminat cursul! E timpul pentru un prânz delicios! Hei, amico, m-am gândit că putem merge împreună! De-abia aștept asta! Da, și eu! Am atâtea să-ți spun! Te oprești vreodată din vorbit? E amuzant, mama spune!
Grozav, aveam nevoie de potasiu. Deci, unde eram? Am văzut aseară un film super înfricoșător. Și apoi mi-am zis, nu intrați în casa înfricoșătoare. Totuși au făcut-o, dar eu nu m-am speriat. Puțină intimitate, te rog. În sfârșit, poate voi avea parte de puțină liniște. Nu se oprește niciodată, e neobosită. Stai! Hei, văd că ai mâncat multe fibre. Bună treabă! Tina? Ce? Cum? Bine, asta a fost ciudat. Asta mi-amintește că am un vis nebunesc. Eu nu mai rezist. Wow! Oprește-te! Lasă-mă în pace! Ei bine, ce nepoliticoasă! Nu trebuia să fie așa rea! Credeam că suntem cele mai bune prietene! Stai puțin, am o idee grozavă! O să iau o fâșie de hârtie și voi trasa linii orizontale pe ea! Acum voi face asta și apoi o împăturesc! Trebuie să întorc! Am făcut un buzunar dintr-o altă bucată de hârtie! Voi introduce bandă lungă aici! Apoi am decupat inimioare din carton colorat! Voi pune lipici pe ele și le lipesc pe hârtie. Apoi voi pune inimile una peste alta. Când trag de hârtie, inimile dezvăluie vremuri mai fericite. Oh, suntem așa adorabile! Emma, asta e pentru tine! Tina, am spus să mă lași în pace! Ce-i asta? Oh, ce drăguț! Nu pot să cred că a făcut asta! Și e și un mesaj! Și eu te iubesc, Tina! Poate că am fost prea dură! Oh, nu! Uite, așa se termină! Vino încoace, prieteno! Cartea asta e atât de captivantă! E cea mai bună pe care am citit-o! Oh, uită-te la Tina, e un mic Picasso! Stai puțin! Woohoo! Nu! Mă simt atât de vie! Tina! Adică a fost o lovitură impresionantă, dar nu arunca cu pixuri! Încearcă să mă oprești! Trebuie să ai grijă, Tina! Wow! A fost cât pe ce! Trebuie să adunăm pixurile alea! Ești așa dezordonată, Tina! Curăță după tine! Uită-te aici! Sunt peste tot! Stai așa! Știu cum se rezolvă asta! Îmi iau trusa de machiaj! O golesc! Voi aplica lipici pe capacul stiloului! Apoi îl lipesc de trusă! Voi face la fel și cu celelalte pixuri! Voi apăsa pe fiecare capac! Vreau să mă asigur că nu se desprind. Astfel toate pixurile vor fi păstrate într-un loc. Asta înseamnă că Tina nu le mai poate arunca. Mai am doar câteva pixuri de lipit. Astea sunt toate. Uită-te aici, Tina. Wow, privește! Asta m-a inspirat. După ce am terminat, pot pune pixul înapoi în capac. Încearcă, Tina. Wow, e grozav. Are tot ce-mi trebuie. Mulțumesc, mamă. Fiu, te iubesc, dragă. Mua. Fii atentă, Tina, e important! Da, da, mă rog! Mi-e așa de foame! Trebuie să mănânc ceva, dar nu am voie cu gustări în clasă! Mi-ar plăcea niște bomboane acum! Uh-oh. Știu la ce te gândești, Tina! O să pun semnul ăsta aici, doar în cazul în care uiți! Wow, ești destul de serioasă în legătură cu asta! Regulile sunt reguli! Oh, ce gumat pare! Stai, cum a făcut asta? Ce ciudat! Asta e șansa mea. Trebuie doar să fiu șireată. Am niște chipsuri în ghiostan. Arată așa de bine. Ușor și în liniște. Nimeni nu va ști. Bună încercare, Tina. Chipsuri? Sunt crocante. Dă-mi-le. Am meritat să încerc. Dar sunt mereu cu un pas înainte. Aia a fost doar o gustare momelă. Ce-am spus eu? Ești cam enervantă, știi asta? Ia-le! Știu că asta va funcționa! Vino la Tina! Wow, ce greu e! Trebuie să fie un baton uriaș de ciocolată! Surpriză! Tu te oprești vreodată? Sunt neobosită! Aproape reușisem! Sunt în pană de idei! Bună, Tina! Trebuie să mă pregătesc pentru ore! Dar mai întâi am nevoie de o gustare! Ha? Ce tot faci, Lizzie? Eu? Nimic! E doar pusa telefonului meu, vezi? Oh, bine! Scuze! Ei, ales dulciuri! O să arunc o privire mai de-aproape! Cum ai făcut asta? Îți voi dezvălui secretul meu! Întâi ai nevoie de o carcasă de telefon goală! Se pune pe ea glazura de tort! Încearcă diferite culori și arome! Ai nevoie de varietate în viață! După ce termin, adaugă topping de bomboane! Sunt atât de gustoase! Apoi acoperă cu mini bezele! E atât de simplu!
Bomboane dulci, dulci! Ce delicios! Partea cea mai bună e că profesoara nu va ști niciodată! Trebuie doar să atingi ușor cu pensula! Ușor, am înțeles! De ce nu încerci și tu? Pare destul de simplu! Bine, să vedem! Trebuie să răspund! Până acum totul e bine! Să mai pune puțină culoare! Nu sunt sigură de asta! Cred că am nevoie de o pensulă mai mare! Da, așa mai merge! Stai puțin, ar trebui să amestec culorile. Va fi mai vibrantă. Adică culorile sunt luminoase și colorate. Ce zici de un pic de roșu? Oh, da, uite de la asta. Oh, ce dezastru. Poate nu a fost o idee așa bună până la urmă. Voi lua o altă paletă. Și o să am nevoie de mai multe pensule. Asta numesc eu multitasking. Am terminat cu asta, următoarea. Îmi pare rău pentru asta. Oh, ce s-a întâmplat aici? Ce ai făcut? Stai așa! Nu! Asta e ultima pe care o avem! Da, am nevoie de ea! Lasă-mă să-ți arăt un mic truc artistic! Voi pune paleta pe masă, apoi o voi acoperi cu folie de plastic. O voi înfășura în jurul paletei și mă asigur că stă fixă. Acum am nevoie de vopsea, o pot pune în secțiuni, apoi e gata de utilizare. Pot să murdăresc cât de mult vreau, să amestecăm toată vopseaua. Cred că am terminat! Voi scoate folia de plastic. Iar paleta e frumoasă și curată. Folia de plastic poate fi aruncată la gunoi. Poftim! Nu uita folia de plastic! Oh, da, mersi! Exprimă-te, Tina! Ar fi bine să-mi iau lucrurile pentru ore. Bună idee! Oh, uite aici! E noul meu set de carioci. Are toate culorile pe care mi le-aș putea dori. E cel mai tare! Wow, chiar este? Am și eu carioci. Stai să le vezi pe astea. Oh, e destul de dezamăgitor. Carioca asta a avut zile mai bune. Hai să uităm de asta. Cel puțin am aceste marcăre. Fiu, astea arată mai bine. Oh, wow, e o artistă uimitoare. E totul în regulă, Tina? Sunt pe cale să creez o capodoperă. Sigur că da. Cred că m-a crezut. Wow, uite-te la asta, culorile se contopesc. Am o idee grozavă. Voi începe prin a desena o flacără. Acum trebuie să apăs marcărele împreună. Aștept până culorile se întrepătrund. E de ajuns. Acum voi colora flacăra. La început este roșu. Apoi, pe măsură ce coboară, devine portocaliu. Și apoi galben. E un efect așa grozav. Dar nu am terminat. Acum trebuie să o decupez. Arată atât de bine. Voi lipi flăcările pe carnețelul meu. Wow! Îmi place mult, Tina! O să le iau și eu? Poți să iei și tu cariocile mele? Wow! Ne-am înțeles! Wow! Voi crea niște lucrări de artă uimitoare cu astea! Voi adăuga niște umbre chiar aici. Va face cu adevărat diferența în pictura mea. E o sarcină atât de complexă. Chiar cred că am reușit să surprind esența subiectului. Da, am reușit! Tu cum te descurci? Wow! Asta e terifiant! Tocmai de aceea îmi place, dar mai are nevoie de vopsea neagră. Oh, e mult mai bună decât a mea. Trebuie să fac ceva în legătură cu asta. Asta merge la gunoi. De data asta știu ce să fac. Voi desena în jurul mâinii mele. Nu se poate mai precis de atât. Să vedem dacă reușești să bați asta. Arată destul de bine. Tot e mai bun decât desenul meu. Nu pot lăsa pe nimeni să-l vadă. Hei, te superi? Cu mine vorbești? Ce? Nu, te rog, nu mă răni! Oh, un apel! Da, așa mă gândeam și eu. Stai puțin, știu ce să fac. O să fac o poză cu tabloul lui Wednesday. Ești un pic cam aproape. Hai să facem un selfie, zâmbește! Asta e de păstrat! Am reușit! Îmi voi pune telefonul pe o parte. Apoi voi ține o bucată de sticlă înclinată. Pare a fi ok. Voi folosi banda adezivă pentru a o ține pe loc. Imaginea va fi proiectată pe sticlă și pe hârtie. Trebuie doar să o refac. E mult mai ușor decât să desenez la liber. După ce am făcut conturul, pot adăuga detaliile. Mâna asta clar are o mulțime de cicatrici. Arată bine! Acum pot adăuga culoarea. Asta e nuanța ideală pentru piele. Mi-aș dori să mă fi gândit la asta mai devreme. Voi adăuga doar câteva detalii finale. Și asta e tot! Arată foarte bine! E o capodoperă! Stai să vadă profesorul asta! Oh, schimbă modelul! Bine, nu va fi dificil. Unde mi-e telefonul? Haide, Wednesday, începe să pictezi! Să nu îndrăznești! Nu ești fan al fotografiei, ha? Ce zici de un alt selfie?
reușit! Suntem buni! Trebuie doar să așteptăm. Am cam întârziat la oră. Cafeaua mea! A fost și mai tare decât mi-am imaginat! Cine e responsabil de asta? S-ar putea să o pățim! Și-a adus întăriri! Hei, ne vedem mai târziu! Așa, o să mă opresc la dulapul meu. De ce nu funcționează cheia asta, idiotă? Ce-i chestia aia? Se întâmplă ceva ciudat. Nu e bine deloc. Mă atacă! E monstru din cutii! E un monstru din cutii pe hol! Sunt prea tânăr ca să mor! Gata! Ce ușor a fost! E important să cunoști istoria lumii! Ce tare e mema asta! Trebuie să o dau mai departe! Cineva nu e atent deloc! Nu suport chestia asta! Zoe, dă-mi telefonul! Toată lumea știe regulile! Fără telefoane la ore! Așa, ce spuneam? Stai, poftim? Abia am luat telefonul! Am spus, fără telefoane! Ok! Nu e posibil! Zoe, m-am săturat! Trebuie să te pedepsesc pentru că încalci regulile! Telefonul meu! Planul meu a funcționat! Prima dată am trasat forma telefonului pe o folie adesivă. Apoi am folosit pistolul cu lipici fierbinte. M-am asigurat că farfeca stă bine în lipici. A trebuit să desenez și niște crăpături. Am vrut să arate cât mai realist posibil. Zoe, ia-ți telefonul înapoi. Sper că ți-ai învățat lecția. Poate data viitoare o să fii atentă la ore. Bietul meu telefon! Hei, ia stai puțin. Ceva e ciudat! E fals! M-am păcălit! Chiar e o farsă reușită! În regulă, elevi! Am ajuns! Liniște! Începem ora! Se pare că azi v-am pregătit o surpriză! Un test! Ce nasol! Cine? Uite, am confiscat o ciocolată de la un elev! Ok, da, vin imediat! Așa, testul! Treceți la treabă! Ce zici? Hai să-i dăm drumul! Stai să verific că nu-i nimeni pe hol. E liber. O să șterg tabla? Perfect! De parcă n-a fost nimic scris pe ea. Acum urmează pasul următor. Ce surprins o să fie. Cred că s-ar potrivi și o inimioară. Acum o să-i umplu conturul ca să arate bine. Trebuie să acopăr bine și ce-am scris cu markerul. Da, e capcana perfectă! Se întoarce! Hai înapoi în bancă! Am lucrat bine în echipă! Ce mult îmi place ciocolata! Ce mesaj frumos e scris pe tablă! Vai, dragii mei, vă mulțumesc mult! Dar tabla e un spațiu rezervat doar profesorilor!
Ce e asta? L-a descoperit! A descoperit mesajul! Cine a făcut asta? Ei bine, și eu pot scrie mesaje pe tablă. Un F pentru amândoi. Nu! Ce bune sunt dulciurile! E interzis cu mâncare la ore, se confiscă. Uf, nu-i corect! Hei, uite ce am în mânecă! Și asta se confiscă. Uf, bine, ce nasol! Știți regulile legate de dulciuri? Nu mai suport! Stă cu toate dulciurile pe catedră! Știi ce? Am o idee! Hei, am un plan! Genial! Te ajut și eu! O să fie perfect! Mă scuzați, domnule, mă puteți ajuta cu întrebarea asta? Perfect! Îl ține de vorbă! O să scot sacul de gunoi! Ce ușor a fost să-i fac o gaură! Acum să-l pun la loc! Oh, dulciurile sunt fix aici! Ce crezi că faci? M-ați păcălit amândouă! Treceți înapoi în bancă! Vă plac dulciurile astea, nu-i așa? Ei bine, o să le arunc pe toate la gunoi! Funcționează! Dulciurile cad din sacul de gunoi! Poftim! Voi două! Stai pe loc! Nu ai voie cu mâncare și băutură! În regulă, acum poți să intri! Copiii ăștia încalcă zilnic regulile! O, nu! Profa strânge toată mâncarea! O să-mi ia gustările! Uf! Mi s-a blocat mâna! Ha, mi-a venit o idee! Ok, o să lipesc o bucată de scoci dublu adeziv pe o cutie de Pringles. Perfect! O să pun și câteva dulciuri. Cât de mult încap pe bucata de scoci! Excelent! O să fac la fel și pe partea cealaltă. Ok, sper să funcționeze. Îmi bag mâna în cutie. Bandajul ăsta e partea cea mai importantă. O să mi-l înfășor de jur împrejurul brațului. În regulă, arată destul de convingător. Au, m-am lovit la mână la ora de sport. Ia să vedem. Ah, da. Au, mâna mea. Ah, bietul de tine, intră! Wow, ce-ai pățit la mână? Fiți atenți aici, prieteni! Exact, am băgat dulciuri pe furiș la oră! Ce tare, frate! Uite ceva dulce pentru tine și pentru tine... Ce greu e testul ăsta! Nici măcar chestia asta nu mă poate ajuta! Sau poate... Două calculatoare minus un calculator? Ah, o să folosesc ăsta! Ia de aici! Da, răspunsul e 1! Corect! Am rezolvat problema! Sunt un Einstein modern! Einstein... Te poți gândi la asta în timpul orei de detenție? Nu! Trebuie să plec de aici! Urăsc orele de detenție! Încă o zi, încă ceva plictisitor de făcut la ora de detenție. M-am plictisit complet!
Zoe, hai să mergem! Vino! Credeam că nu mai termin niciodată! Gata! Oh, foarte bine! Ia de aici teancul numărul 2! Poftim? Încă unul? Pa! Nu pleca! Ce zi oribilă! Of! Așa se face treaba! Stai! Nu mai am cerneală în marker! Se vede că l-am folosit extrem de mult! Am nevoie de alt marker! Am uitat de ăsta! Nu am niciun marker în penar? Ăsta nu e bun de nimic! N-ar strica o gustare! Ce altceva mai am pe aici? Coliere de plastic? De fapt, ar putea fi ce trebuie! Se pare că o să scap totuși de aici! Salutare, profa! Dacă eu nu pot pleca, nici dumneavoastră nu puteți! Ia să văd dacă vă mai puteți ridica din scaun! Un marker! Să înceapă distracția! Ok, am terminat! Deja? Mai am un teanc pentru tine! Oh! Aoleu! Ce-a pățit scaunul ăsta? Sunt blocată! O să te pedepsesc pentru asta! Dacă spuneți dumneavoastră... Pa! Vino înapoi, imediat! Of, nu mai suport să stau aici! Profa nici măcar nu e atentă! Te văd! Nu te pune cu mine! Femeia asta vede tot! Ce amatoare! Nu mai pot! Gabi? Ce s-a întâmplat? Unde a dis? Nu cred! Acum am rămas singur aici? Stai puțin! Am nevoie de asta mai mult decât tine! Dă-mi o mână de ajutor! Acum pot să citesc asta fără să mă vadă? Ce bine că știu acum răspunsurile! Zoe? Hmm? Sunt aproape gata! Bun! Am păcălit-o! Puteam să fiu la film acum! Bine măcar că am ceva bun de mâncare! Hai la tata! Sau nu? Știi regulile, Matthew? Nu ai voie să fii fericit, știu! Așa, unde rămăsesem? Măcar pot să beau ceva? Trebuie să rămân hidratat! Alo? Nu am voie nici cu băuturi? Urăsc locul ăsta! O să mor de foame! Ce zi! Ce reguli idiote! Bine măcar că-mi pot folosi gura pentru a vorbi! Ce mai zici, frate? Te sun eu mai încolo. Of, nu mai am nimic. Copiii ăștia nu se învață minte. Fără mâncare, fără telefon, fără nimic. Oh, cred că glumești. Mi se permite doar să stau pe scaun? Ce loc malefic. Nu e corect deloc. Mi s-a făcut somn de la atâta tensiune. Poftim, acum te-ai culcat? Ce s-a întâmplat? Nu am voie să dorm, evident. Când m-am murdărit pe degete? Știu, o să mă prefac că sunt treaz. Vezi și tu asta? Noapte bună, profa! Și acum la culcare! La ce se uită? Bine, măcar că nu doarme! Of, m-am plictisit îngrozitor de tare! N-ar strica ceva dulce?
până la fund. Gabi, chiar trebuie să-ți repet regulile? Fără băuturi, nu-i așa? Eram sigură. Ce de reguli există aici? Iau eu asta! Oricum, sucul ăsta nu e sănătos și oricum m-am săturat să tot beau cafea! Nu e corect deloc! Domnișoară? Hei! Vin imediat! Hai să vorbim puțin! O fac eu să plătească! Aș putea să mă și distrez puțin. O să-și dorească să fie aruncat astea. Paharul numărul 1. O să-i tai fundul. Îi place cola? Atunci asta o să primească. Sau cel puțin asta o să creadă. Încă o bucată de folie alimentară. Și apoi pun capacul. Dar trebuie să tai tot excesul ăsta. Nu o să-și dea seama ce-am făcut. Trebuie să mă grăbesc. Așa, nu te mișca. O să fie perfect. M-am descurcat. Ce genial e omul ăla. Și eu sunt genială. Totul pare în regulă aici. Ce ciudat! Unde e tot sucul? Acu-i-acu! Fusta mea! Cum? De ce? Nu vă uitați la mine! În regulă, am ajuns! Perfect! Sunt vreo 200 de foi în teancul ăsta. Am o groază de treabă. V-am adus cafea, domnișoară, cu zahăr și lapte. Ce frumos din partea ta! Știi ce mult îmi place cafeaua? Poftim! A primit doar o foaie? Mă rog! Ce faci, colega? Mincinosule, nu e corect deloc! Te fac eu să plătești! Ia de aici! Ce bine m-am simțit! Hei, pot și eu să visez, nu-i așa? Măcar să mă pot răzbuna puțin! Și o să mă răzbun direct pe ea! Oh! Alo, ce faci? Acum e momentul! Îi place cafeaua, deci trebuie să mă asigur că e gol! Bine, aproape gol! O să-și iasă din minți. Cred că ajunge. Trebuie să scap de dovezi. Am plecat. Fiu! Hei! Uite! Oh, ce amuzant ești! Pa! Cafeaua mea! Cum de s-a vărsat? Ups! Ce dezastru! Asta nu e cafea! Ce? Nu sunt eu de vină! Nu e a mea! Te-am prins! Îmi place azi la ora de detenție! Ești pregătită? Să o facem! L-am nimerit! Ah, o să o pățească ele! Nimerește-l! Acum e șansa noastră! Au! Ce? Ah, gata! O să dăm de belele! Ați dat cu toții de belele acum? A fost așa de mare! Scuze, doamnă! Profesoara nu ratează niciodată! Ora asta e așa de plictisitoare! Ce e notificarea aia? Putea să fie mai plictisitoare de atât? Ascultați, elevi!
știți ce urmează? Oh, nu, nu, nu! E timpul pentru sport! E momentul să ne crească pulsul! Uf, e groaznic! Exact! Continuați! Munciți mai intens! Ce naiba? S-a așezat? De ce facem noi toată treaba? Hei, nu vă opriți, leneșelor! Hai, hai, hai! Deveniți atletice și puternice! Bucurați-vă de tinerețe atât cât ține! Da, exact! Dați tot ce puteți! Hei, pauză de cafea și gogoș în cancelarie! Oh, tare! Voi continuați acolo! Revin! Pleacă? Ah, slavă Domnului! Hei, ne gândim la același lucru? E timpul să-l facem să plătească! Iu, a fost greu! Probabil că o să aprecieze! Au fost bune gogoșile alea! Hei, leneșelor, de ce stați jos? Oh, Doamne! Ce? Cum de s-a întâmplat asta? Nu se poate! S-a blocat! E defect! Ridicați-vă și faceți mișcare! Aproape am terminat cu decorațiunile astea! Uf, nu ajung să pun ultimul balon! Haide, un pic mai departe! Încă puțin! Haide, balonule! Ce se întâmplă acolo? Ah, bună, Bella! Hei, prinde asta! Vai! Ah! Ai căzut așa rău! Of, ce naiba! Nu e deloc amuzant! E timpul pentru o răzbunare sub forma unei farse! O să umplu balonul ăsta cu niște apă! Și acum vine talentul meu la desen! Excelent! Arată ca o minge de baseball! A venit vremea răzbunării! Hei! Da? Ce e? Ah, s-o prind? Grozav! Vine! Prind-o! Ah, ce naiba! Sunt ud tot! Ha, normal că ești! Ți-am făcut, a? Oh, trebuie să folosesc toaleta! Scuze, scuze, trebuie să trec! Wow, pe bune! A intrat fix în mine! Stai puțin! Am o idee grozavă! O să sting lumina! Hei, e întuneric aici! Ai stins lumina? Of, se pare că trebuie să încerc să ajung la ea! Oh, Doamne, aproape că m-a prins! O să o fac iar! Îți bați joc de mine? E timpul să o prind pe cea care-mi face asta! Frate, nu văd pe nimeni aici! Oare cum te se tot stinge lumina asta? Se pare că nu voi afla niciodată! Ha, e cea mai simplă farsă din lume! Hiu! Sunt amuzantă! Vai, ce e cu... Ah, da, bună! Dar ai ceva pe... față! Bună tuturor! Scuze că am întârziat, nițel! Ce? Bella, tu ai fost? Nu, n-am fost eu, jur! Ce naiba? Tu mi-ai pus asta pe scaun? Stai puțin! Dumneavoastră ați fost? Mă bucur că ești aici, Bella! Of, nu pot să cred că profesorul m-a păcălit în halul ăsta! Ce? Mă notează? Of! Neața, elevi! Mă bucur că ați venit la timp! Totuși, Bella n-a venit încă, nu? Ce? Cum îndrăznești? Bella, ia-ți picioarele de pe catedra mea! Bla, 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 vorbiți prea mult! Gata! Cum vrei tu! Ah, picioarele tale! Picioarele ei! Ah, oh, Doamne! Iu! Ah, o farsă! Înțeleg! Foarte amuzant! Câștigi un punct pentru asta! Și nu uitați să vă prezentați tema! Ora asta e cea mai nasoală! Poate o să țipesc, nițel? Ce e sunetul ăla?
Doarme? Doarme la ora mea? Trezește-te, trezește-te! Profesoara te-a văzut! Oh, trebuie să-i dau o lecție! Crede că poate să doarmă așa la ora mea! Realitatea asta virtuală o să sperie! Ce idee bună mi-a venit! O să-i pun chestia asta pe ochi! Așa, e gata! Trezește-te! Ah, sunt într-un montan rus! Ajutor! Cum am ajuns aici? Ah, nu rotirea de 360 de grade! Ce amuzant! Uite-o cum face! Se zbate non-stop! O, Doamne! Îmi sare inima din piept! A fost cea mai tare oră la care am participat vreodată! E important să știți tabelul periodic! Aha, sigur! Cum zici tu, profule? Telefoane? În niciun caz! Of, ok, fie! Gata, le-am pus deoparte! Ok, bun, stați să beau nițel! Mmm, ce apă răcoritoare! Așa, revenim la elemente! Ah, am nevoie de o pauză pentru mers la toaletă! Ne-a lăsat singuri! Hei, vrei să-i facem o farsă? Da, o să iasă grozav! Deschide-o tu și eu o să iau scociul! Ok, pune-l pe gura sticlei și apoi pune-l la loc capacul! O să fie genială faza! Hai să ne întoarcem în băncile noastre! Să batem palma pentru farsă! Io, mult mai bine! Uf, bietul meu gât! Am vorbit prea mult! Ha? Ce se întâmplă cu sticla mea de apă? Merge! E împotriva legilor fizicii! Cum de apă asta se împotrivește forței gravitaționale? E o farsă? Care dintre voi a făcut-o? Ha! L-am păcălit! E timpul pentru gustări! Atât de multe opțiuni! 2,50 lei... Poate astea? Nu știu! Oh! Uită-te la frumusețea asta! Atât de multă cremă! Ia-i alea sa! Wow! Tu vii acasă cu mine! Ha? De ce? În visele tale, Matthew! M-ai auzit? Mișcă-te! Doamne! Ușor ca un fulg! Nu! Aoleu! Sunt furioasă acum! Știu! În sfârșit! Matt, bună! O să plătești pentru asta! Nu am terminat încă! Sper că te simți bine acolo, pentru că situația se complică. Când vine vorba de desert, fă ce trebuie să faci. Pe curând! Mă mănâncă piciorul! Of, nu vine să cred că e iar luni. Da. E atât de frig aici. Cam da. Sper să nu dăm test azi. Da, ideea. Oricum, eu nu învăț. Ok, elevi, e timpul să dați test. Normal că e. L-ai luat? Te refer la astea? Vrei să știi cum am procedat? Mai întâi îți pui unghiile. După ce sunt fixate, lipești pe ele hârtie de aceeași mărime. Floare la ureche! Am toate răspunsurile! Șmecher! Unde sunt ale tale? Te uiți la ele! Ce? Sucul meu, dă! Ta-da! Uite-le! Isteți, nu? E foarte ușor de făcut! Întoarce sticla cu susul în jos și scrie răspunsurile aici. Apoi întoarce-o la loc. Genial! Știu! Sunteți gata? Oh, da! M-am născut pregătit! Wow! E timpul să întoarcem sticla! Uite-le!
Cred că acum e momentul. Salutare, scumpelor! Stai o secundă. Și timpul a expirat. Bună treabă, elevi! Cât am luat? Și eu? Minunat! Am reușit! Woohoo! Uitați următoarea voastră provocare! Cred că mă voi descurca. Sau poate că nu. Atât de enervant! Cercurile sunt stupide. Din nou. Mă pricep, nu-i așa? Opa, e super foame. Tu faci așa? Am sărit peste micul dejun. Bine că am adus astea. Bună, amice! Pardon? Emily, știi regulile? Cred că nu mi-am dat seama. Înapoi la cercuri atunci. Acum chiar ghiorțăie. Nu mă pot concentra. Stai puțin. Profesorul nu se uită, nu-i așa? Am un plan. Și implică niște cercuri. Mici cercuri de ciocolată, adică. Să înceapă spectacolul. Să facem. Arată bine. Emily? Oh, iar am dat-o în bară. A mers de minune. E genială treaba. Vreau și eu. Și mie mi-e foame, să știi. Stai, cutia mea cu creioane colorate. Așa da. E timpul pentru cereale. Nu mă vede nimeni? Da. Abia aștept. Un deliciu. A funcționat. Super. Hei, ce treabă, isteață? Vrei și tu? Nu, mersi. Stai. Uite un truc. Pun cerealele aici. Apoi e timpul pentru niște lipici. Și prin lipici mă refer la lapte. Au tot culoarea albă, nu? Nimic nu poate sta între un tip și cerealele lui. Nici măcar regulile școlii. Să înceapă petrecerea. Sper că profesorul nu se uită. Wow, ce fază, isteață! Poate că nu e așa nașpa, Laure. Ce se întâmplă în spate? Desenam, domnule profesor? Bine. Hei, dăm și mie de alea. Sunt bune, nu? Matthew e atât de atrăgător. Ce creion idiot. N-am timp de așa ceva. O să folosesc altul. Ce naib. Ce ai pățit, Matthew? Stai liniștit, te ajut eu. Mersi, Stacy. De ce faceți așa mult zgomot? Încerc să-mi aranjez unghiile. Dă-mi și mie un creion. Poftim. Îl pot ascuți cu pila de unghii. Nu ești singura care crede că Matthew e atrăgător. Stai, ce? Matthew e al meu. Ce crezi tu? Nu! Nu merge! Trebuie să o întrec pe Mandy. Am terminat. Poftim, Matthew. Super, am reușit! Wow, mersi, fetelor! Stați așa! O să-mi dea numărul lui de telefon! Poate o să mă invite în oraș! Puteți să-mi ascuțiți și creioanele astea? Ce? Mi-am terminat treaba, pot pleca! Nu pleci nicăieri, în niciun caz! Vă rog! Nu te las să mai pleci niciodată! Pa, pa! Nu, vino înapoi! Ha, te-am prins! N-ai uitat ceva? Serios? Nu-i corect! Speram că ați uitat de test! Nu, succes! De asta urăsc materia asta! Asta e, nu am de ales!
O să completez răspunsurile la test. Vezi că se poate? Acum e momentul perfect. Din fericire sunt mereu pregătită. De ce să învăț dacă pot copia? Oh, ce interesant! Ce face Mandy acolo? Ce faci acolo? Merge bine? M-am cam pripit! Da? Ce ochelari interesanți aveți! La ora mea nu se copiază! Vorbesc serios! Degeaba încerci, Mandy! Acum termină testul! Chiar crede că aia era singura mea copiuță? Am rezerve! Ingenioasă idee! Ce n-ai... Serios? Nu înțeleg nimic din astea! În fine, important e să iau notă de trecere! Ce ciudat! Uite ce am găsit! Iată! Nu, n-am văzut-o niciodată! Luați bucățile astea de hârtie despre care nu știu nimic! Nu-mi spune tu cum să-mi fac meseria, măcar dacă ai depune la fel de mult efort la oră! Asta e! Păcat! Hihi, nu mă poate opri! Ce bine că am cumpărat mâna asta falsă! Ceva e în neregulă! Ce se întâmplă acolo? Stai calmă, nu bănuiește nimic! Hei! Comportă-te normal! Ce? Ce s-a întâmplat? Mandy! Corect! Nimic! Totul e perfect normal! Asta e ultima dată când te avertizez! Da, da! Poate guma asta mă va ajuta să mă concentrez! Are aromă de căpșuni! Ce face acum? Ce e? Nici guma nu pot mesteca? Ar trebui să rezolv testul! Dă-o încoace! Ok! Am terminat testul! Uitați! Sper să iau notă de trecere! Ups, mestecam în continuare guma! Ok, așa, interesant. Felicitări, ai luat notă de trecere. Mersi, la revedere. În sfârșit pot să plec. Ce ușurare, la revedere. La revedere, Mandy. Mereu face la fel. Aș vrea și eu niște gumă de mestecat. Nu mă vede nimeni și merit ceva bun. Ce bine arată. De ce nu? E bună. Stai puțin! Ce gust grețos are! Asta e o bucată de hârtie? Conține răspunsurile! Iar a copiat! Incredibil! Mandy! Oprește-te! Mandy, vino înapoi! Mandy! Nimic nu se compară cu o carte bună! E obiectul meu preferat din întreaga lume! Ador mirosul de carte nouă! Abia aștept să o citesc! Bună ziua, doamnă! Mersi pentru cărțile recomandate! Sper să-ți placă! Abia aștept să le citesc! Ce fată cu minte! Și cartea asta? Wow! Aici erați! Vă căutam! Când citesc, sunt mereu fericită! Mă scuzați! Îmi pare rău! N-am vrut! Mă puteți ajuta cu asta? Sigur că da, Stacy! Vezi? Răspunsul e foarte simplu! Uite! Corect! Am înțeles! Mersi! Cu plăcere! Acum îmi pot continua cartea. Poftim? Nu mai știu unde rămăsesem. Nu vreau să mai fiu întreruptă. Trebuie să termin de citit cartea asta în altă parte, undeva unde e liniște. Wow, n-am mai citit niciodată așa ceva. E ocupat. O să dureze ceva timp. Grăbiți-vă! Sunt ocupată. Hai odată. Ce rost are. Bine, ies acum. Dă-te la o parte. Poți intra! Ia asta! Ce grețos! Asta pare un loc bun! Trebuie să-mi iau manualele pentru ora următoare! Șt, citesc ceva! Ups, scuze! Ok, ce fază ciudată! Ia de aici! Cartea asta e super captivantă! Cine a aruncat aia? Fetelor, opriți-vă! Stai așa! Aș putea folosi astea! Mă întorc imediat! O să-mi pun cartea deschisă pe o masă, apoi o să iau un elastic de cauciuc. O să-l întind peste carte, fix așa. Acum am nevoie de o agrafă de birou. O să o prind de elasticul de cauciuc. Așa o să țin minte unde am rămas. Faceți liniște, fetelor. Hai să începem ora. Pregătiți-vă manualele. Gata cu distracția. Ce oră interesantă. Uneori urăsc faptul că am părul lung. Mă deranjează constant. Ce enervant e! Ce tot faci acolo? De asta folosesc o bentiță. Ar trebui să faci și tu asta. Bine că le știi tu pe toate. Am primit un mesaj. Dispar de aici, părule. Ce a scris? Super, vrea să ne vedem. Aștept de foarte mult timp momentul ăsta. Stai așa.
Voiam să te sărut pe buze, nu pe păr. Ups. Asta ar fi un dezastru. Trebuie neapărat să evit asta. Trebuie să existe o soluție. Sper să funcționeze. Nu știu cum să fac. Mandy! Aoleu, părul tău arată oribil. Trebuie neapărat să mă ajuți. Nu-ți dau bentița mea, dar cred că am o idee. Ce zici de clipsul ăsta metalic? Ăsta? Serios? Mersi de ajutor. Ce aș putea face cu ăsta? Stai! O să încep prin a-mi răsuci părul folosind un creion. Apoi o să-mi prind șuvița folosind clipsul metalic. Wow! Chiar a funcționat! Nu mai intră părul în ochi. Și arăți foarte bine. Ok, trebuie să plec. Pa, distracție plăcută! Bună, scuze că am întârziat. Am avut o zi plină, dar am ajuns într-un final. Oh, wow! Abia așteptam momentul ăsta. Stai! Avem nevoie de intimitate, prieteni. V-am corectat testele. Ce n-ai... Am luat minus 4? Wow, sunt prost făcut grămadă. Poftim, Stacy. Ha! 10 plus. Poate data viitoare ai mai mult noroc. A, da? Fii atentă. Ce faci acolo? O să acopăr nota cu lipici. Unde o fi? Ah, corect. Am mereu un test de rezervă. Pentru urgențe, știi ce zic? Îl ții mereu la tine? O, da. O să-l lipesc de cealaltă foaie. Am o mulțime de întrebări apropo de asta. Și acum am nota de trecere. Genial, nu-i așa? Wow, n-am mai văzut așa ceva. Afișul ăsta nu stă lipit pe perete. Hai, lipește-te odată. Cred că aveți nevoie de ajutorul domnului Lipici. Dați-vă la o parte, mă ocup eu de el. Poftim! Aveți încredere în mine. Îi pun capacul mai târziu. O să rezolv imediat problema cu ajutorul unui strop de lipici. Gata, acum mă puteți aplauda. Ok, n-am mai văzut așa ceva. E al meu, dă-l încoace. Vai de mine, nu se poate așa ceva. Dar știu ce pot face. O să repar inimioara asta ruptă în două. Îl vezi și tu pe tipul ăsta ciudat? Da, cine e? Nu contează, poți să-l iei tu. Matthew, mersi. Și a folosit un tub cu lipici? A fost super amuzant. Stai puțin, scuze, trebuie să răspund. Alo? Hei, Jake. O petrecere? Venim și noi. Ce-a fost asta? Cred că am o problemă. Mi-am rupt ciorapii. Nu pot merge așa la petrecere. Du-te fără mine. Ești sigură? Bine, pa! Pa! Distracție plăcută! De ce pățesc mereu faze din astea? Am auzit că ai o problemă! Stai liniștită, știu ce fac! Hai odată! Speram să ai o reacție mai bună! O să acopăr gaura cu lipici! Așa, și după aceea? Lipiciul o să rezolve problema! O să repare gaura! Sunt super fericită! Adică, wow! Lipiciule, ca de obicei ți-ai făcut treaba de minune! Parcă am fi două jumătăți de inimioară lipite bine!